Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul de a fi împreună aici și rugăciunea mea de la, din start este ca această cântare care am cântat-o împreună cu Manuela, liber în Domnul, să se împlinească literal cu noi. De ce spun aceasta? Sunt chestiuni matematice. În momentul în care într-o priză sunt 100 de consumatori, în clipa aceea a căzut tensiunea, și gândul nostru cu care, cu care ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie liber de acești consumatori. Liber de grijă, liber de ură, liber de. Asta înseamnă liber în Domnul. Când suntem în prezența Lui aici. Ați observat când suntem la un examen. Toată concentrarea este acolo. A sărit o vrabie în geam, s-a spart un geam, nici nu ne uităm acolo. Din cauza că suntem atenți la acestea. Cu cât mai mult aici, când suntem în prezența Domnului și când înaintea noastră sunt lucruri nu de uh, azi pe mâine, ci sunt lucruri de viață și de moarte. Dacă v-ar întreba cineva care este cel mai frecvent uh, cuvânt uh, pe care îl auziți aici când întrebați pe cineva ce faci, cum ești, care e cel mai frecvent cuvânt? Busy. <laughs> sunt ocupat. Sunt ocupate. Și acesta este un cuvânt cum e bun sau rău. Depinde, asta este, că trebuie. Depinde cu ce ești ocupat, depinde cât de ocupat. Sunt multe lucruri care califică sau descalifică acest ocupat. Dar Biblia spune că este bine pentru un om să fie ocupat, să poarte un jub din tinerețea lui. E bine să fie implicat. Așa spune Sfânta Scriptură. Și aceasta ne va ajuta să înțelegem astăzi importanța lucrării vieții noastre la care suntem chemați, atât ca persoană, cât și ca biserică și familie. Cât de însemnat este lucrul acesta să pot răspunde ce faci, sunt busy, sunt ocupat și când sunt întrebat ocupat cu ce, atunci să pot să dau răspunsul pe care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă în cuvântul său în Evanghelie. Bun. Dacă cineva te-ar chema și te-ar întreba pe tine acum să definești în câteva cuvinte lucrarea vieții tale, noi o să învățăm astăzi despre Neemia. El a construit zidul în condiții nemaipomenite, o să mă învățăm noi câte cea. Dar noi nu construim un zid de piatră, nu suntem chemați aici. Am fost chemați să construim locul acesta, sunt oameni aici care au pus mijloace și muncă și har în ce au făcut. Dar care este chemarea, care este lucrarea, cu ce suntem noi busy în credință? Cu ce suntem noi ocupați aici? Cine ar putea să spună? A, un, o singură persoană ne poate salva pe toți. Cu ce? Dacă cineva te întreabă pe tine, Bă, mergi la credință, da, foarte bine. Cu ce te ocupi acolo? Ce vrei să faci? Unde vrei să ajungi? Sau cum ne-a întrebat, repet, domnul ăsta de la Loma Linda, văzând parcarea acolo, zume, ce produce fabrica asta aici? Știți, nu mi-au întrebarea asta. Da. Și dacă te întreabă cineva, pentru că este, este extrem de important să ai clar și bine definită slujba ta, job description, cum, cum este aici, trebuie clar, domnule, mă angajez aici, dar ce așteptări ai de la mine, ce trebuie să fac? Și pot să răspund dacă mă pot angaja sau nu. La ce vă pricepe? La orice. Gata, mulțumim, vă chemăm săptămâna viitoare. În credință, lucrurile trebuie să fie absolut clare. Dacă nu sunt clare, nu trebuie să avem liniște. Oamenii lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu, omul care și-a primit chemarea de la Dumnezeu, are lucrul ăsta foarte clar în mintea lui. Nu există dubiu sau alunecare, e foarte clar în mintea lui. L-au întrebat pe Ioan Botezătorul, cu ce te ocupi? Care e definiția misiunii tale? A răspuns ferm. Eu sunt trimis să pregătesc calea în fața celui ce vine. Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Foarte direct. L-au întrebat pe Mântuitorul nostru, de ce ai venit aici? De ce te-ai născut? S-a creat o teologie uriașă, dar vă învăț și vă îndemn din suflet. Nu luați răspunsul decât din Scriptură. E bine să știm așa și ce zice lumea teologică sau tradiția, dar adevărul este răspunsul este în Scriptură și dacă se poate lua răspunsul chiar de la persoană. Mergeți și întrebați-l pe el de ce a venit aici și care e scopul lucrării lui pe pământ. Și atunci el a răspuns așa. Eu pentru aceasta m-am născut. Două puncte. Să mărturi... Și am venit în lume. Să mărturisesc despre adevăr. Scurt. A știut clar, direct, deschis. Acum vreau să mergem la un caz care ar trebui să fie cunoscut aici de noi, dar încercăm. Ia să vedem când a fost întrebat Pavel. Eu, cu ce ocazie prin, în biserica creștină și uh, l-ascultam săptămâna trecută pe uh, unul din cei mai uh, notori uh, atei ai lumii care a devenit a așezat agenda ateistă din anii 50, a scris volume întregi a dirijat lumea în direcția aceasta. Omul acesta a ajuns uh, la credința în Dumnezeu în final. Și l-ascultam pe omul acesta, zice, ceea ce m-a uluit și m-a îngenunchiat cu privire la creștinism. A fost figura carismatică a lui Isus, cum a atras mulțimile de oameni de nu s-a mai pomenit prin aceste mijloace, și, doi, a fost mintea teologică de neegalată a lui Pavel. Aceștia, doi, au venit împreună și avem astăzi Biserica Creștină în lume. Acum, vă întreb, pentru că Pavel e unul dintre noi. Vă întreb, care a fost definiția misiunii lui? Ce definiție a dat el când, la, când a fost întrebat de viața lui și de oamenii din jurul lui? Uite, tu cu ce ocazie e pe aici? Cu ce ocazie în credință? Cu ce ocazie e Apostolul Pavel? Cu ce ocazie scrii toate? Ce faci? Cu ce te ocupi tu aici? Care a fost răspunsul lui? Cum? Să știu pe el și. Ce... Mărturisirea. Bine, ați răspuns bine, dar îl întrebăm pe el. Haideți să-l chemăm încoace, că chiar am văzut o emisiune acum, te, îl creează pe omul care a murit și îl pune pe ecran, vorbește, face tot felul de lucruri de felul ăsta. Tehnic, electronic. Haideți să-l invităm pe Pavel și să-l întrebăm, poți să ne dai și nouă definiția a lucrării și a vieții tale și el ne va da imediat în Galateni, în capitolul 1, versetul 15. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele cele mai cimele și m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale, iată, definiția, să descoperă în mine pe Fiul Său ca să-l vestesc între neamuri. Deci, dacă cineva vă întreabă acum, Redu la esență definiția aceasta. Ce vei spune? Ce, ce, a spus Pavel? Care, în ce constă chemarea lui? La ce este el chemat? Ce trebuie să facă el pe pământul ăsta? Cine ne ajută? Bun. Să descoperă în mine pe Hristos. Nu, 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 numai, nu prin mine, că prin mine satana a vorbit despre Isus, satana a vorbit despre Dumnezeu, despre Apostolul Pavel și așa mai departe. Nu se descoperă prin mine. În mine trebuie să descopere lucrul acesta și spune el mai departe să descopere mine pe fiul său ca să-l vestesc între neamuri. Atunci are loc lucrarea aceasta? Aceasta e chemarea vieții noastre. Care e definiția ființei umane? Se tot discută ce este omul și în credință se discută, dar mai, mai ales în, în filozofie, în psihologie, în, pă, tot timpul întrebarea asta a, o, a obsedat omenirea. Păi, ce este omul până la urmă, domne? Păi, e tot un animal, zice Solomon. Pă, acum moare animal așa moare și omul. Venim noi și la cuvintele lui odată. Tot așa a zis evoluționistul, tot așa a zis... Ce omul, Doamne, că este purtătorul chipului lui Dumnezeu pe pământ? Numai atunci omul este om când îndeplinește această slujbă. Purtătorul chipului lui Dumnezeu pe pământ. Dacă mă întreabă cineva de ce ai venit în lume, de ce te-ai născut, băiete, care e rostul tău, Răspunsul acesta va fi simplu. Uite, aceasta este chemarea vieții mele. Nu spun ce notă îndeplinesc sau nu îndeplinesc lucrul ăsta, dar aceasta este chemarea vieții mele. Dacă mă întreabă cineva cu privire la lucrarea pe care o fac chiar în clipa aceasta când sunt aici, avem definiția dată în cuvântul lui Dumnezeu. Primordial este ca Dumnezeu să descoperă pe Fiul lui în mine și apoi să vestesc adunării. Altfel este un fel de de parodie, se simte în aer. Ați văzut până și animalele se apropie sau se depărtează, pentru că au anumite simțuri, criterii ale lor, prin care își dau seama dacă ceea ce stă înaintea lor e de bine sau de rău. La fel se întâmplă cu Cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta e chemarea noastră pe Pământ. De aceea ne-am născut, de aceea trăim, de aceea închidem ochii. Acesta este rostul nostru. Să vestesc neamurilor Evanghelia, să ducem lucrarea aceasta în lume, să îndeplinim lucrurile acestea, sunt efecte ale adevăratei cauze care este Hristos în voi. Nădejdea de slave. Și vorba, o la anunțul și mulțumim foarte mult lui Română, pentru felul cum a condus studiul Bibliei. Dacă ar fi fost după mine și aș fi avut libertate, aș fi spus, domne, hai să nu mai. Uh, haide să lungim treaba asta până la 12 să, pentru că a fost un studiu atât de angajant, de intrigant. Pe mine mă satisface din multe puncte de vedere, mai ales pentru faptul că o viață întreagă am așteptat să văd aceste zile și au venit. Mă bucur din toată inima mea că aceasta e tema studiului nostru, cea pe care am avut-o noi astăzi. Așadar să mergem în cazul lui Neemia și să vedem ce înseamnă când ești ocupat cu lucrarea la care ai fost chemat de Dumnezeu ei s-au întors la vestirea fratelui lui Neemia, care a mers acolo și a spus, uite, ce în țară, cum arată lucrurile groaznic, a spus fratele lui. Totul este pulbere, este o rușine și o cară și o zdrobire. Suntem, e, suntem ca animalele care ies noaptea de frică să nu ne vadă lumea. Suntem bat la lumii acolo. Ce nu s-a pomenit. Totul este dărmat, totul e ars, totul e surpat. Și atunci Neemia zdrobit, sufletește, zice, am gelit multe zile, multe zile în rugăciune, pregătit, sufletește de Dumnezeu, după care Dumnezeu cooperează și împăratul îi dă voie și el vine pentru rezidirea Ierusalimului, pentru rezidirea cetății. Noi nu eram astăzi într-o biserică, cum suntem aici, dacă nu era omul acesta. Dacă lanțul s-ar fi rupt la el, dar nu numai că nu s-a rupt, și el a întărit cursul acesta al istoriei către culminarea ei, care este nașterea Domnului nostru Isus Hristos. Și vom constata că lucrarea aceasta, noi am fi naivi dacă am crede că se poate face această lucrare, personală vreau să spun, ca Fiul lui Dumnezeu să se descoperă în mine și, și în tine. Dacă noi am crede că această lucrare se poate face fără împotrivire, am fi niște naivi. Dacă am crede că există undeva un lucrător de felul acesta, o biserică de felul acesta, care nu va întâmpina împotrivire de tot felul, am fi naivi, foarte naivi, am fi infantili. Nu, nu se poate așa. E de neimaginar lucrul acesta. Și aici observăm că, imediat ce Neemia a început repararea, rezidirea. Zidului Ierusalimului s-a și ridicat imediat opoziția care se manifestă totdeauna prin mânie, prin furie, prin amenințări, prin tot felul de lucruri. Lucrează într -o, într -o, pe o vreme, cum zicem noi românești, o vreme câinească, groaznică și rece, și plouă și piatră, și fulgere, și tunete, și ei lucrează în condițiile acestea. Nu se sfârșește o veste rea și apare o alta, și mai rea. Nu se sfârșește un zvon și apare un altul, și mai rău. Sunt oameni care alimentează situația aceasta. Sunt hotărâți pe viață și pe moarte să oprească lucrarea. Nu au nimic cu oamenii aceia. Dar au ce au cu lucrarea aceea. Până la urmă, când nu a reușit niciun fel, chiar vă rog să recitiți cartea lui Neemia. Când nu a reușit niciun fel de mijloc de care s-au folosit ei ca să intimideze, să înfricoșeze, să rușineze, să o taie inima lucrătorilor, când n-a reușit niciun mijloc, au organizat imediat o bandă de criminali și au hotărât să intre noaptea și să execute, să-i omoare chiar acolo la locul unde munceau. Era, a rămas ultima opțiune pentru ei, ca să oprească lucrarea. Să-i omorâm ca să oprim lucrarea. Lucrarea era supărarea. Și aceasta e supărarea acelui rău în dreptul fiecarei vieța noastră care s-a dedicat lui Dumnezeu pentru chemarea ei supremă, zidirea chipului lui Hristos în ființa noastră. Vom întâmpina toată viața noastră orice fel de suferință, orice fel de opoziție, orice mijloace prin care se va încerca descurajarea noastră pe drumul acesta cel mai eficient dintre mijloace fiind propria noastră cădere și împiedecare. Păi tu nu vezi cine ești, tu, tu aspiri la așa ceva, uite-te ce ai făcut, uite-te cine ești sau cum lucrezi. Acest mijloc a descurajat și a tăiat inimile multor oameni. Uitați-vă la Ilie, își dă seama că încercarea lui este e un eșec și spune numai. Nu. Degeaba am zis că mergem mai sus și mai înalt ca părinții noștri. Mai rău am mers, nu sunt mai bun ca ei. Aș vrea să închei viața în momentul acesta. Este mijlocul cel mai eficient de care se folosește diavolul. Ce trebuie să facă omului Dumnezeu în fața acestor situații? Având în vedere că și-a înțeles bine menirea și-a înțeles bine lucrarea. Cuvintele lui Nemia, când i-au trimis ei De patru ori i-au scris o scrisoare A cincea oară a venit cu o scrisoare deschisă Ca să o citească lumea pe stradă Să, să știe despre ce este vorba Doar, doar lucrarea aceasta va fi oprită Și Nemia spune Le-am trimis soli cu următorul răspuns Am o mare lucrare de făcut Și nu pot să mă cobor Cât timp l-aș lăsa să vin la voi Lucrarea înceta când tu știi bine care e lucrarea ta de făcut și când tu știi bine că este lucrarea cea mare a vieții tale, pentru asta ne-am născut pe pământul acesta, ca Mântuitorul să se descopere din noi în momentul în care ești încercat într-un fel sau altul, prin unul din mijloacele asupra care o să rămâne în câteva momente acum, când vezi că ești încercat și când tu înțelegi care e lucrarea ta, tu nu poți să te cobori de la continuarea zidirii chipului lui Isus în tine, tu nu poți să te cobori la același fel de vorbe cu care ești tratat, de zvonuri, de patru scrisori, de... tu nu poți să te cobori acolo. Eu am o eu am altă lucrare de făcut. Eu nu sunt aici să conving pe cel care este deja convins. Uite ce lucrare am eu de făcut. Eu nu mă pot cobori aici. Satana aruncă minciuni în dreptul lui Dumnezeu, Dumnezeu nu aruncă minciuni în dreptul diavolului. El nu folosește aceleași arme. Și aici lupta pare inegală, dar în același timp este atât de dreaptă și de curată. Nu, tu ai o mare lucrare de făcut, tu nu te poți coborâ să vorbești în acest fel, niciodată. Niciun cuvânt stricat nu ți iese pe buze, că tu ai o mare lucrare de făcut. Tu nu poți fi găsit într-un loc care nu reprezintă această lucrare a lui Dumnezeu. N-ai ce să cauți acolo, că tu ai o mare lucrare de făcut. Hai cu noi, vino să mergem nu știu unde. Nu pot, că eu am o mare lucrare de făcut. Manuela noastră era doi ani avea și o cheamă o vecină de acolo și două dă o bucată de salam să mănânce. Manuela vede și se urcă pe o bucată de piatră care era mai înaltă acolo ca să audă bine vecina și îi spune nu pot să mănânc pentru că sunt adentistă. Și ea nu mănâncă salamă, fiindcă e adentistă. Vecina a venit la noi și ne-a spus uite, am făcut un păcat, mi s-a părut că i-ar place și am făcut un păcat și am vrut să-i dau, dar uite ce mi-a spus. Mi-a spus că este adentistă și nu poate să mănânce. Orice fel de invitație de acest fel, vină în vale, în satele din vale să ne sfătuim, nu, nu pot să cobor, eu am o altă lucrare pe pământul ăsta. Eu sunt chemat pentru altceva. Nu pot să mă cobor în satele din vale să punem la cale. Auzi, se aude că tu și cu ăștia la alți puneți la cale, nu știu ce, ca să te facă pe tine împărat și după aia voi să vă răzvrătiți împotriva împăratului și zici, el îi răspunde scurt, aceasta este o născocire a ta. Niciun spunea așa ca să mă înfricoșeze. Vine altul care spune, frate, pune la cale să te omoare, fii atent, hai să ne ascundem în templu, să închidem ușile acolo. Ce să facem? De ce să mă ascund în templu? Ce am eu la activ care mă face pe mine să intru în noaptea să mă ascund în templu? Eu știu că s-au prins de coarnele altarului unii care au făcut câte ceva. Dar care ar fi? Și care om ca mine, întreabă el, ar rămâne cu viață în templu? Nu cumva, ăștia sunt deja în templu ascunși după stâlpi acolo și abia așteaptă ca eu să mă ascund acolo și imediat să treacă la... să, mor acolo. Și el spune, zice, făceau lucrul acesta ca să aducă o atingere a bunului meu nume, să mă defăimeze, să nu mai aibă lumea încredere, pentru că la un moment dat se muiaseră mâinile tuturor lucrătorilor și ei spuneau, numai nu dușmanii, ei, chiar ei spuneau, avea de luptat cu oameni dinăuntru, nu suntem prea slabi, nu o să putem să mai facem lucrarea asta. Și, și el rămâse, a rămas singur om care a spus, luptați pentru voi, pentru copiii voștri, pentru familiile voastre, nu coborâți de pe zidul acestei lucrări în descurajarea aceasta în care vor să vă ducă oamenii aceștia, nu faceți lucrul acesta. Continuați lucrarea, continuați lucrarea, spune el. Și repetă tot felul de scrisori, sunt informatori acolo, spune Neemia, zice, luau vorbele mele toate și le duceau lui Tobia, aveau jurământ secret cu el, ca să-i lui Tobia, uite ce a mai zis Neemia, Tobia spunea alte vorbe pe care ei veneau și le spuneau în auzul meu, transportau continuu. Neemia are de luptat în niște condiții cumplite, dar nicio clipă nu coboară de pe zidul pe care a fost chemat să-l zidească. Indiferent cum e vremea, indiferent ce se întâmplă în jurul lui, el privește țintă la acela care l-a chemat și nu ia ochii de la el. Iubiții mei frați, avem o mare lucrare de făcut, aceasta este lucrarea noastră. Dumnezeu ne-a chemat la ceea ce poate puțin oameni pe pământul acesta au înțeles, dar îi mulțumim din suflet că ne-a deschis mintea și sufletul. Aici suntem chemați. Și trebuie să păstrăm permanent în mintea și inima noastră gândul acesta. La aceasta am fost chemat. Asta e lucrarea mea. Am o mare lucrare de făcut. Nu mă pot coborî să fac așa ceva. De obicei, ni s-a spus că lucrul cel mai important asupra lucrării vieții, asemănate cu cele două case, una pe stâncă, una pe nisip, ar fi temelia. Așa este. Temelia este. Dar spune Pavel în Corinteni și materialele pe care le zidești pe această temelie. Ce fel de material este materialul ăsta? Este una să zidești aur, argint și pietre scumpe, spune el, Pavel, și alta să zidești lemne, fân și trestie. Proba focului arată diferența. Aceasta e temelia credinței, acesta e domnul în care am crezut, aceasta e stânca. Dar ce zidim pe stâncă? Acest lucru trebuie să ne preocupe în fiecare zi. Când eu fac lucrul ăsta sau refuz să fac lucrul ăsta sau ajut în direcția asta sau nu ajut în direcția aceasta, ce zidesc eu pe temelie aceasta Hristos Iisus? Cum, cum va răspunde zidirea mea la proba focului care va arăta din ce a fost zidit. Am văzut că acum se fac case din baloți, de astea de paie. Una, două, se ridică și... Dar dacă ar veni un foc, s-ar vedea diferența dintre o casă de caramide sau de piatră și una din paie. Sigur, pentru moment apare foarte frumos, dar chiar n-ar ști nimeni. Dar acest lucru nu reprezintă aceeași situație, este diferită. Proba focului, spune Biblia, va arăta care este adevărul. Aș dori să mergem împreună la câteva lucruri care ne preocupă în mod deosebit. Legătura noastră cu Dumnezeu ne va ajuta să discernem întotdeauna natura vocii din mintea noastră, natura gândului nostru. Dacă Iuda s-ar fi întrebat de unde e gândul ăsta care mi-a venit mie în minte acum, dacă se întreba așa, Duhul Sfânt l-ar fi ajutat să știe de unde e gândul acela. Dar nu s-a întrebat niciodată. Dar nu numai Iuda. Nici Ilie n-a întrebat pe Dumnezeu. Izabela, te-o moarte te asta și gata, a rupt la fugă. Și Îngerul Domnului l-a întrebat, zice, cu ce ocazie e pe aici? Păi fug de asta. Oh, ai fugit? Nici n a știut că fugi. Ai uitat să-mi spui. El n-a întrebat pe Dumnezeu, Doamne, ce fac? Continuăm sau urb la fugă? El a rupt la fugă. Și nici Moise n-a întrebat pe Dumnezeu dacă este trimis el să facă dreptate între frații ăștia doi care erau amândoi evrei, dar să morau unul pe altul. Moise n-a întrebat pe Dumnezeu. El intervine în situația aceasta și are cu ce să intervină, dar nu este trimis de Dumnezeu. A costat enorm lucrul ăsta. Am târziu lucrarea cu 40 de ani și uh, a, a, a trebuit să-l pună pe el în clasa 1 și de acolo a pornit și a învățat. Uh, n a întrebat pe Dumnezeu. Într-o lume în care atâtea voci se întretaie, de unde știu? De unde știu? Omul acela care are sufletul deschis, care în adevăr dorește sfatul lui Dumnezeu, el va ajunge să înțeleagă. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, a spus Isus va ajunge să înțeleagă dacă lucrul acesta este de la mine sau este de la oameni. În încheierea cuvântului pe care l-am învățat astăzi, aș dori să păstrăm împreună în sufletul și mintea noastră ceea ce Mântuitorul ne-a învățat în locul acesta, când în versetul 16, 15 Biblia ne spune Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii în 52 de zile, în cele mai cumplite condiții posibile. Ce raport trebuie să dai tu la capătul vieții tale? Neimia da raportul acesta. Zidul a fost isprăvit. Poți să dai raportul, chipul lui Hristos a fost zidit în mine. Tată, te-am proslăbit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Acesta este raportul final și asupra lui aș dori să citim versetul din Apocalipsi 2, 26. Celui ce va birui și celui ce va păzi până la sfârșit lucrările mele, adică le va termina cu bine, îi voi da stăpânire peste neamuri. Aceasta e lucrarea. Dumnezeu să ne ajute ca ea să se împlinească în noi, cu noi și prin noi, în lumea în care suntem, în casa noastră, și în casa lui Dumnezeu. Aceasta e rugăciunea noastră, Tată iubită. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pune în mine un Duh nou și statornic. Luptă, Doamne, cu Duhul Tău în inima noastră, ca întotdeauna această mare lucrare la care ne-ai chemat Tu să rămână vie în sufletele noastre. Și ajută-ne să nu coborâm niciodată de pe zidul acesta al lucrării chipului Lui Hristos în noi. Pă Doamne, ca indiferent care vor fi împrejurările, privirea noastră să fie totdeauna țintă la tine. Rămână harul tău peste sufletele noastre și ajută-ne să-ți auzim glasul care spune ai o mare lucrare de făcut. În numele Domnului Isus Hristos. Amin.